Este ora 2 acum, dimineața. Ne-am trezit cam acum jumătate de oră. Ne-am mobilizat repede să punem totul în mașină, pe Mia, pe Grammy și acum ne încălțăm și plecăm. Mi-e frică că, de fapt, nu-i labor. It's fine. And I just woke up everyone. Și dacă nu-i, we can come back. Și gata. Come back? Mâine, da, după ce stăm noaptea, mâine ne întoarcem. Nu, mai bine nasc orice ar fi, dar să nu come back. It'll be fine. Pornim către Oradea. Okay, see you later, baby. I'm going to see baby brother get out, okay? Oh, the baby brother's gonna get out. Okay. Bye, Daddy. Bye, baby. Bye. Where's the key? Acolo, acolo, spre sfârșit, începe să coboare. Tu singur să băgăm sonda. Hai. Ia-n față ceva un pic în față, să-l puteți prinde, vreți? Hai!
Felicitări! Bravo! Ați fost? Foarte! Nu mă pun un... Dimineața! Mă pun un tampon în urmă! Așa! Bun! Cum e acum? Bine, Bia, mai adu niște scutece curate să le schimbăm pe astea, ca să... Da, mai rost, mai bine. Poftim? Patul, ridicăm. Prima linie, cred că... Țineți un pic asta la nasul bebe, acum vă implicăm și pe dumneavoastră un pic. Bine, schimbăm noi astea, că el fiind mic, îi trebuie căldură și ăsta sunt ude. Oh, încă unul deasupra ca să aibă cât mai multă căldură. Așa. Ai reușit, baby. Uite ce frumos. Dure, baby. Mai sunt vrei. Așa e bine. Acoperit, că este ud pe cap. Cum asta ziceam, că e mic și să nu-i fie frig. Da. Iar el e cu părul ud. Dumneavoastră sunteți cu părul uscat, pentru el e rece. Da, acum asta e principalul lucru, căldura. It's ok. Mama's here with you. I love you. Oh. Na, bună dimineața! Ai deschis și eu ochii. Ei, ți-ai dat seama unde ești, așa e? Da. Ai out, buddy. Ai ieșit. Ai reușit. You did it. He's actually out. Look how nice. Love you, bobicu meu. Uite ce fain face. Love you. He's a small boy. He's with you and daddy. Mommy's with you, bobicu meu. Așa, bă. Mommy's here. And daddy's here. Da. Oh, perfect, felicitări. Nu știu de cât ai. Încă în sala de nașteri, că salonul încă nu-i gata, dar a venit breakfast acum. Ești înfometată? Durere înfometată, însetată, sângerând. Cam tot ce se poate. Cred că mi-e și sete, dar nu pot să fac, că puteți să merg la baie. But you have a little baby boy. Go out with Grammy. You find blueberries. You find blueberries? Yes. Good. I came to get you and Grammy. Who's there, Baba? It's a baby brother. Look who came out of the belly.
Hi, my lovey. Hi. He's born. He came out of mommy's tummy. To touch him. Touch him, baby. He's sleeping. Sleeping. You like him? He's sleeping now, baby. Doing nothing because he's tired. He came out of mommy's tummy and he's tired. See how small he is. This baby brother. How is he, Bobby? Mika, Mika. Mika, Mika. Mika, Mika. Look how small his hands are. Aww. You see? Small hands. Aww. Touch his hands just a little bit. Oh, Mika, Mika, baby brother. See, Bobby, mommy doesn't have a tummy anymore. You see, he came out of mommy's tummy. Easy, because he's sleeping. Do it on his hand a little bit. See how small his head. Oh, he'll come home with us, Bobby. Yeah. Neta este a doua zi de spitalizare. Încă am colegă de cameră, dar s-a dus la o vizită și îi pregătește bebele care vrea să plece acasă. Eu mai stau o noapte și apoi plecăm mâine. Acesta este Liam, care doarme super mult. Sunt un pic îngrijorată, sper că nu-i de la bilirubină, așa cum am pățit cu Mia, să doarmă atât de mult. Dar doarme bine de tot. Pentru că cel bebe chiar a plâns noaptea. El a dormit toată noaptea. După ce și-a luat porția de lăptic sau na, colostrum, i-a dat de la 12 până la 8 dimineața când am trezit eu, pentru că a zis, bă, trebuie să mai mănânci un pic. Și după ce a vrut să stea tot așa vreo două ori la sân, iar out. Așa că sper că e ok. O să vedem, cred că îi face bilirubina azi și o să mă liniștesc. Dar poate că este obișnuit cu țipetele de la Mia. Că în burtică au auzit plânsete și tantrumuri non-stop. Așa că poate că, nu știu, e obișnuit cu chestia asta. Dar eu n-am putut să dorm, vă dați seama. Așa că am adormit când dormea celălalt bebe. Astăzi o să-i facă băița și hai să vi-l arăt mai bine. Ok, baby Liam, Mia și Liam. Astăzi o să îi facă băița. Nu i-am făcut băiță la naștere. Dacă vreți încă mai are niște sânge pe cap sau o combinație cu lichid amniotic. Și încă nu i-am făcut băița de ieri, de când s-a născut la ora 6 dimineața. Este ora 11 acum, dimineața a doua zi. Și o să urmeze el la băiță și la vaccin. Așa că atunci când îți facă el băiță, o să fac și eu un duș. Uite ce scump ești. Cam atât de micuț este de palma mea. Am două palme are. Oh, puiule. A venit la 37 săptămâni și 4 zile natural, fără niciun fel de inducție, fără absolut nimic. O să povestesc povestea pentru că este quite a story.
Dar acum suntem bucuroși că suntem bine, că s-a terminat cu durerile cele mai mari și că ne putem reface și recupera și relaxa în sfârșit. Ok, mă duc. Cred că se trezește un picuț, așa că mai profit ca să mă spăl măcar pe față și apoi am apărut să-l spăl și corpul. Am mi-a făcut așa un plan. Așa, este foarte drăguț salonul. Ei, super simplu, are două paturi, dulap, televizor, are un birou, dulapul e împărțit în două pentru două persoane. Masă schimbat, chiuvetă, asta e masa mea pentru mâncare. Mai am un optier acolo la care nu prea ajung și hai să facă și baia. Auci, rapid. Este tiny. Tiny, tiny, but all we need. You waiting for mommy, baby brother? No. Yeah? You waiting for them to come? And then? Yeah. See, it's cool, isn't it? See, it's cool. Look, baby, see? Mommy and baby brother came. Oh, mommy missed you, baby. I jumped. You see baby brother? I jumped. He's sleeping. What are you doing, mommy? She wants to touch him. Want to touch him? Yeah. Okay, yeah, okay. Oh, make a yum. Gonna pet his head slowly. See how soft his hair is. And the skin. He's really good. Hey. He's sleeping. See? He's a baby boy. You're actually a baby, huh? You're actually going with us at home. Yeah. Oh, he's doing it. Hei, hei, suntem pregătiți să plecăm acasă. Bebe Liam este aici. Face nani pentru că a crescut bilirubina și este mai somnoros astăzi, dar este ok, putem pleca acasă. E un mou sirop care să-l ajute să își scadă bilirubina. Îl așteptăm pe Paul și coborăm. Super happy. Abia aștept să mă machez, să mă menajez părul, dar suntem bine și bebe bine și mănâncă foarte bine și doarme. Să vedem cum o să doarmă după ce îi scade bilirubina, dar abia așteptăm să fim acasă cu Mia și cu Paul și
să fie totul back to normal. A fost foarte fain aici la Euclid. O să fac și un video, vă dați seama, în care o povestesc totul. Și un video în care compar cele două spitale, Euclid și Premier. Noi ne-am simțit bine în ambele locuri și în ambele locuri s-au avut grijă de noi, așa că acum suntem super pregătiți să plecăm acasă. Aici am stat doar două nopți, cred că la Premier, dacă țin bine minte, am stat trei, dar mă simt mult mai capabilă și bine, cred că la a doua naștere mai ușor, așa că suntem gata să coborâm și să stăm cu Paul și cu Mia. Time to go home. Stai acolo. Uite ce micuții. Ce locație drăguță avem aici. Chiar lângă parc. Am ajuns acasă. Mia e cam supărată de pe drum. Bobby boy e acasă și el acum pentru prima oară. Hi, Bobby, what? Hello. Hi. Revenim?